Bună seara, dragilor! Sunt Ana Maria Ivan și astăzi, în cadrul Săptămânii Scriitorilor Români, propunerea mea este Țara lui Gufi, de Matei Vișnic. De ce i-ai orbit, măritule? De ce le ți-ai ascunsă taina luminii? Ce câștigai de aici, măritule? Eu? Eu n-am niciun câștig. Mă vezi pe mine cu vreun câștig? Și atunci, dacă nu ai niciun câștig, de ce îi ții în orbire? De ce îi ții? Păi, e câștigul lor, e spre binele lor. Cum așa? Cum adică spre binele lor? Se bucură ei că sunt orbi? Se bucură. Sunt fericiți. Da. Orbii sunt cei mai fericiți dintre oameni. Nu-și bat capul cu nimic. Nu au de umblat, nu au de alergat, nu au de întrebat. Fiecare își vede de somn, de sculat, de mâncat. Tu nu vezi că la mine aici au de toate? Spune-i și tu, le lipsește ceva, îi doare ceva, îi arde ceva pe dinăuntru? Dar la ce bun să vadă? Văzul aduce numai necazuri. Azi vezi una, mâine alta, după ce vezi, încep să fugi după ceea ce vezi și fugi și fugi și nu te mai saturi alergând. Toată viața fugi după lucrurile văzute și niciodată nu le atingi cu adevărat. Numai suferință se alege după alergarea ta și numai praful de pe tobă îți mai rămâne după o viață de alergare. Zău! Gândește-te și tu. Nu e mai bine așa? Nu tu fugă? Nu tu caznă? Nu tu dorință deșartă? Te scoli, halești, asculți clopoței, te culci de prânz, te scoli la cafea, mai asculți odată clopoței, te culci de seară? Spune și tu dacă nu e mai bine așa. Nu am inventat țara asta, crede-mă. Nu e un om mai fericit decât cel care n-are nimic de dorit. Da, și atunci știi ce te-ai gândit? Ia să-i orbesc eu pe toți, că numai așa nimeni nu o să-și dorească nimic. Da, vezi? Exact, ai priceput, ești isteț. Nu vrei să vii aici să vorbim omenește? Dar ce? Până acum am vorbit păsărește? Dar ți-e frică de adevăr, măritule? Care adevăr? Ce adevăr? Te roade ceva pe dedesubt. Nu vrei să se știe? Că dacă s-ar ști, mai multe s-ar dărma. Dragilor, vă recomand din suflet Țara lui Gufi.